dimineața, cu brațele pilonite pe cruce, răspărat de crestă. 6 ore asta. 6 ceasă, Iisus este al răspărat de crestă. Ridică mâna spre Dumnezeu. Dige răcată în căji la Iisus. Deschide gura și spune cu mine. Utvare ustate în căji, povtare след brata. Doamne Iisuse. Господи Iisuse. Повтарай. Господи Иисусе. Ярдама. Прости ми. Vizem sigur tot cu bine. Sana! Aleluia! 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 Slava na Boga! Traduc. Mama nu te mântuiește. Maică ți neamă te prosti. Tata nu te mântuiește. Băștata neamă da prosti. Iisus e singurul mântuitor. Iisus e този samul който може да ти прости. Și seara asta te mântuiește. Doamne Iisuse. Господи Иисусе. Spuneți. Повтаряйте. Doamne Iisuse. Господи Иисусе. Îți mulțumesc. Благодаря ти. Că ai murit pentru mine. Și se umreau zardi mele. De Dumnezeu. Și băi, ești ghitena Boga. Îngerii sunt slujitorii lui Dumnezeu. Angelii. Angelii. Da, așa, angelii. Da, Boga. Da. Te sunt slujitorii la Boga. Da, Iisus. No, Iisus. Te face copilul lui Dumnezeu. Te pravi ghitena Boga. Mai mare decât îngerii. Bog guleamu ta angelii. Amin. 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 Tinca și angel. Da. Rugați-vă cu mine. Ți-a și se moliți și Dumnezeu. Doamne Iisuse, Господи Иисусе, cred în tine, вярвам в тебе, că ai murit pe cruce, че си умрял на кръста, pentru păcatele mele, заради моите грехове, te rog frumos, моля те, iartă-mă, прости ме, ai milă de mine, имай милост към мене. Și dacă credem în inima noastră că Dumnezeu l-a înviat din morți și Bogul v-a scris eu mărțile, vom fi mântuiți și părinți spăseni. Și oricine cheamă numele Domnului și seguitor tu vică imitul na Gospod va fi mântuit și părinți spăseni. Hai să chemăm numele Domnului. Dacă se asiști de zvică imitul na Gospoda, spuneți după mine. Siga povtarați след mine. Doamne Iisuse, Gospod Iisuse, ai milă de mine. Ii mai milu za mine. Biblia spune, dacă mărturisim cu gura, Biblia te cazva cu ispoveadvame să susta că Iisus Hristos e Domnul, și Iisus e Gospod, și dacă credem în inima noastră, acu viarvame v-a făcut sărțe, că Dumnezeu l-a înviat din morți, și Gospod v-a scrăsit mărțite, vom fi mântuiți, și bădem spăseri. E tezi cu nu s-a dușit. Și care s-au rugat de acolo. Tezi cu ce se vole le tam. Doamne ajută-i să rămână credincioși. Boже, помогим те да останат вярващи. Până la capăt. До края. Binecuvintează-i. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to you. Thank you.
Poate mai încolo vă mai cânt. Dobre, može până tată că fac de viste. Acum vreau să vă întreb ceva. Siga, ești când vă cubită mești. Mai ales pe voi copii. N-ai părul vas de țată. Cine poate să-mi spună? Cui moși de micaje? Cât este asta? Colocul să tică. 10, 10. Ce 10 dolari? Că păi 10 dolarele. Da? Da, Luca, dolarele să tva. Euro? Euro? Leva! Leva! 10 leva! 10 leva, că suntem în Bulgaria, nu în America! 10 leva, bulgarski pări, ne americanski. Și asta valorează 10 leva. Și tu vei mă stoi 10 leva, nu? Da? Da. Ok. Cât valorează acum? Se acolo cum mai stoi nu stăm? Zero. Zero? Nula? Dacă mă duc la magazin cu ea, a cu tine sunt magazină la pe teac, să stea, nu pot să cumpăr nimic? Nu mă le cupe niște. Ea? Yeah. Da. 10 leva! Pac să 10 leva. Da? Da. A, chiar dacă e îndoită. Măcar de să mașcăni. Dacă o pun pe jos. Dacă îi sloge două. Și cal pe ea. Îi stă pe mărcuteac.
Cât valorează acum? Colcu ținu stima să ia, colcu părisa? 10! 10! Bravo! Bravo! Deci, chiar dacă e doită... Măcar e de să tăca smașcăni... Chiar dacă e murdară... Dar și de să mrăsne... Nu și-a pierdut valoarea! Deci se gubi că ținu stă. Da? Da? Ok, uite așa este și viața noastră. Taka e nașa život. Satana ne-o face așa. Satana ne pravi taka. Ne face să mințim. Pravi ne da lăjim. Să furăm. Da credem. Să înjurăm. Da lăjim. Să blestemăm. Da calnim. Și viața noastră ajunge așa. E nașa život stiga taka. Și murdară. Mrăsnă. Dar dumneavoastră aveți valoare în ochii lui Dumnezeu. Nu, bați, vi emate, vi este ceni pentru citirea Boga. Chiar dacă sunteți murdari, Moși da ste mrăsni. Chiar dacă sunteți o viață îndoită, Moși da ima neacui o gârnă de život. Dumnezeu vă iubește. Bog vă obice. Iubește așa de mult. Vă obice tolcuva mnogo. Că a trimis pe Iisus Hristos din cer. Ce pratele Iisus Hristos din nebetă. Să moară pentru fiecare din voi. Da omre za seki din od vas po dionu. Iisus vă iubește. Iisus vă obice. Aveți valoare în ochii lui Dumnezeu. Este ceni pentru citirea Boga. Chiar dacă ați mințit. Даже да сте изведали. Chiar dacă ați furat. Даже да сте открадали. Chiar dacă jurați. Даже да сте посували. Иисус вас любите. Иисус вас обича. Vrea să vă ierte de păcate. Иска да ви прости греховете. Numai Иисус poate să ierte de păcate. Само Иисус може да прости греховете. Numai Иисус a dat sângele. Само Иисус и дали кръвта. Ca să spele păcatele voastre. За да измие вашите грехове. Acum vreau să vă întreb ceva. И сега искам да ви попитам нещо. Voi de aici. Eu tucă, o tucă cu ce acu este ziua de naștere luna asta. Coi mă rugem de toți meseți. Nu mințiți. Ne lăjite. Am spus să nu mințiți. Cază că ne lăjite. Acu este. Mă, ce dată e ziua? Ia dată te rugem de aici. Mă, ce dată? Cu ia dată te rugem de aici. Nu știu. Ai căzut la test. Mă, ce dată e ziua? Voi de cu ia dată e. Tu, pe ce dată ești? Cu ea dată? Nici nu știi! Am uitat, zici. Ai uitat? Zăbrat. Ziua ta, pe ce dată? Cu ea dată, tu? Băi, iunii meseți cu ea. În octombrie. Iunii meseți cu ea mă rușdeni de. Iunii meseți cu ea mă rușdeni de, o tucă. Hei, tu! Hei, ti! Ti! Unde e mamă ta? Că e tu ta maică. Ia treabă pe ce dată e. Ia pită cu ea dată e. Mama știe! Cu ea dată e. Și tu nu știi! Mă, Peti, la cinci. Pe cinci. Ca să ții minte... Să le zapomniști... Să scrii pe frunte cu pixul. Trebuie să le piști să scrii cala cu cătăi, Peti. Și te uiți în oglindă, vezi cinci. Deci acelea și-o oglindată, vizi și Peti. Da? Da? La mulți ani. Za 9 години. Să-ți iei o înghețată. Zi mesi din să vedeți. Bine! Poate să-ți dai dată tot cu ceartă. Asta e și pentru adulți. Toate poveștile care vă spune și pentru adulți. Nace, ți citezi istorii cu tine. Cază ce este aceasta? Tva să-i zămădeji. Că cu e tva? Gumă. Gumă, da. Nu-i gumă. Tva nu e gumă. E piatră. Tva e camăc. E piatră ca asta de jos. Tva e camăc că tot și-o două. Tva e camăc. Eu am fost în Etiopia. Azi viagă în Etiopia. Și am adus-o din Etiopia. E educare cu Etiopia. Vedeți ce culoare are. Vizite de căf ceatul meu tău camăc. Neagră. Neagră. Cernă. Neagră. Ei, uite așa. Este taka, inima noastră. Taka se naște sărța. În inima noastră e păcat. Naște sărța e mă greac. E minciună. E mălăja. E înjurătură. E mă pusovni. E furat. Crajbi. Neascultare de părinți. E pusușanie na rodițelite. Și inima neagră. E moito sărță eterno. Și Biblia spune. E Biblia cazvă. Că numai cei cu inima curată, albă, merg în rai. Cei cu să-ți beau cistul sărță și fiază de fraie. Nu poți să mergi în rai cu inima neagră. Nu poți să mergi în rai cu inima neagră. Și atunci ce facem? Tuga, că ce pravim? Cine ne spală inima? Păi ne umilă sărțetul. Iisus Hristos! Iisus Hristos! Sângele lui Iisus! Craftoarea Iisus! Și uitați piatra asta neagră! Nu știu că tu ai cere camăc? Dacă o desfac! Dacă o gotvărea! E albă! Te-ai beau odvătre! Vedeți? Vizetele!
Așa e și inima noastră. Așa e nașul sărța. E neagră de păcat. Cernă od greac. Și dacă sângele lui Iisus o spală, acu creștene sus guzmie, este albă. Stavă beală. Și Biblia spune că cei cu inima albă, Biblia ta cază cu ce să-ți beală sărțe, merg în rai. Ce o dă fraia? Cine vrea să meargă în rai? Colu dva să scădă tine, fraia. Toată lumea vrea să meargă în rai. Să ne sleapă scădă tine, fraia. Dar, în seara asta, face tazi vecer. În seara asta, tazi vecer, o să ne rugăm la Iisus. Ce se molim la Iisus. Să ne spele inima. Dar ne zmie sărțata. Bine? Dobre? Să o facă albă. Ne-a napravit beală. Să scoată afară minciuna. De scară vă încălăjată. Furtul. Sici chiloșul. Înjurăturile. Pusurmite. Neascultarea. Nepusușanie-to. Iisus poate să facă inima albă. Iisus poate să facă sărțata bele. De ce? De ce? Pentru că Iisus e bun. De ce Iisus e dobar? Știți că e bun? Znați ce de bun? Eu vin din America. Astăzi sunt America. Și seara asta, și tazi vecer, o să vă învăț un cântec în engleză. Și vă nauce din una piesă în engleză. Vreți să învățați engleză? Știți că ți-l dă rog și în engleză. Ok. Ok. Ok, ascultați. Vreți să știți? Spuneți după mine. Poftare ce se mene. Domnul Gospel God, God is so good to me. God is so good to you. God is so good to us. Acum cântăm. Da? 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 Spuneți după mine. Kazvajte slednelu. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to you. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to us. Ați învățat-o? Lăuciștile! Acum cântați voi cu gura și eu cu muzicuța. Чакай, ты чакай, ты чакай, ты чакай. Тебя видишь, и пейте со стата, то еще свири. Слышь, песня? Айда. Едно, две, три, сига. He's so good. God, he's so good. God, he's so good. He's so good to me. God, God is so good. God is so good. He's so good to. Bravo! Bravo! Hai să mă pocăiesc. Trebuie să se pocăie. Inima noastră e neagră de păcat. Нашето сърце е черно от греха. Да, да, ако стригам на Исус. Но ако викаме към Исус. Исус отспада. Исус го избива. Исус вине ния. Исус ти дава сърцето. Исус не дава валуаре. Исус ти дава спасение. И пъкатос. От греха. Те фаче копил де Думнезев. Ти прави дете на Бога. Де ла яд. От ада. Меж ла рай. Отиваш в рая. Де ла морте. От смъртта. Меж ла вяца. Отиваш в живот. Исус а спус. Исус е казал. Чине аре пе Исус. Който има Исус. Аре вяца вечника. Има вечен живот. Е гратис. Е безплатно. Пентру ка платит Исус петру ти. Исус е платил заради тебе. Cine vrea seara aceasta? Cui îți cătați vecer? Să-L primească pe Iisus Hristos. Să primi Iisus Hristos. Să primească mântuirea. Da primi prostierea. Ok, am văzut aici toți. Acolo în spate. Tam, vă deasno. Dintre cei adulți.
Dintre cei adulți. There's equipped Satan. He was iscătle. Cine vrea să-l primească pe Iisus? Who is going to pray me, Iisus? Iisus vă cheamă astăzi. Iisus ne zică siga. Să vă mântuiască viețile. Da vi spăsi života, da vi oprosti. Să vă mântuiască sufletul. Da vi spăsi dușata. Mai este cineva care vrea să-l primească pe Iisus? E mă linea cu ochii scă de prieme Iisus. Iisus. Într-o zi, va fi din el. Toți îl vom vedea pe Iisus. Sinti și vedem Iisus. Dar tu alegi astăzi. Nu te reșeau așa zi vecer. Dacă Iisus e mântuitorul vieții tale. Acu Iisus e tvoi spăsitel, dar tvoi život. Noi am venit să vă vorbim de Iisus. Nu ești predușit de vi govorim za Iisus. Și să vă rugăm în numele lui Iisus. I da se molim vă fiu lui Iisus. Să vă împăcați cu Dumnezeu. Da primeți Iisus. Da imați mir vă fiu Iisus. Iisus a murit pe cruce pentru voi. Iisus e omreal na creste zaradi vas. Iisus a luat păcatele voastre în trupul său și a murit pentru ele. Iisus e zivau vaști gricuve cere snegul tu teală na creste. Fiecare om e păcătos. Всеки един човек, който е грешен. Așa spune Biblia. Така казва Библията. Așa spune Dumnezeu. Така казва Господ. Toți oamenii au păcătuit. Всички хора са грешиха. Și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. И се отдалечават от славата на Бога. Iisus a venit să moară pentru păcătoși. Iisus e dușat de omiră за грешника. El a înviat din morți. Той е възкръснал от мъртвите. Sigurul care a înviat din morți. Единствено, който възкръснал от мъртвите. Mormântul lui Iisus e gol. Гроба на Исус е празен. El a luat puterea morții. Той е взимал силата на мъртвите. A luat puterea fricii. Взимал е силата на смъртта. Cea mai mare frică în omenire. И най-големия страх на хората. Nu este cancerul. Не е рака. Nu este COVID-ul. Не е COVID-а. Este moartea. Най-големия страх на човека е смъртта. De ce murim? Защо умираме? Suntem păcătoși. Защото сме грешни. Но вада, că ești păcătos. Но ако си грешен. Este moartea. Има смърт. Dar Iisus a biruit moartea. Но Иисус е победил смъртта. Toți oamenii mari au murit. Всички големи хора са умрели. N-au putut să se salveze. Не могат да бъдат спасени. Иисус е сингур, care a înviat din morți. Но Иисус е единствено, който възкръсна от мъртвите. Eu sunt evreu. Аз съм еврей. Eu am fost în Israel. Аз съм бил в Израел. Am intrat în mormântul lui Iisus. Влязал съм в гроба на Иисус. Трупul lui nu e acolo. Неговият труп не е там. Am înviat din morți. Iisus e възкръснал от мъртвите. După 3 zile am înviat din morți. На третия ден е възкръснал от мъртвите. Iisus promite. Iisus казва. Cine crede în mine. Който вярва в мене. Nu va muri. Няма да умира. Are viață veșnică. Има вечен живот. Pentru că eu sunt învierea și viața. Защото аз съм възкресението и живота. Crezi lucrul ăsta. Вярваш ли го това? Primește pe Iisus. Primi Iisus Hristos tazi вечер. Cine mai vrea să-L primească? Dar Кой иска да приеме Иисус тази вечер? Добре. Разбрай ми за вас. А кой че? Някой там. Aleluia. Слава на Бога. Да, слава. În seara asta puteți să prindeți mâna lui Iisus. Tazi vecer moși de digniș răcată și căm Iisus. În seara asta prindeți colacul de salvare a lui Dumnezeu. Tazi vecer făniți păsitele poezele la spasierea tu za tvoi život. Iisus a venit în lumea noastră. Iisus e dușeul în sfită. Să ne salveze. Da ne spăsi. Și Biblia spune că trebuie să mărturisim cu gura. Și Biblia te cază, trebuie da изповядваш с устата. Rugați-vă împreună cu mine. Сега се молете заедно с нас. Повтаряйте. Doamne Iisuse. Господи Iisuse. Îți mulțumesc. Благодаря ти. Că ai murit pentru mine. Ce umrea zărdi mine. Cred că ești Fiul lui Dumnezeu. Vearvă ce ești Божия Син. Cred că ți-ai dat sângele. Vearvă ce ți-ai dat живота си. Pentru păcatele mele. Заради моите грехове. Mă pocăiesc acum. Покаявам се сега. И те rog, Iisuse. И те моля, Iisuse. Iartă-mi păcatele. Прости ми греховете. Пала păcatele cu sângele tău. Измий греховете ми с твоята кръв. Vino în inima mea. Elava в моето сърце. Vino în viața mea. Elava в моя живот. Ai milă de mine, Iisuse. Имай милост към мене, Iisuse.
să-L primească, dar... Voi că l-a primit Iisus azi de vecer. Добре, добре. Разбрали за вас. Разбрали его. А койчи? Някой там. Аллилуйя. Слава на Бога. Да. Да, слава на Бога. Сеара аста путеса приде с мъна на Исус. Тази вечер можеш да дигнеш ръката си към Исус. Сеара аста приде с колако де салвара на Исус. Тази вечер хвани спасителят пояса на спасението за твой живот. Исус а винит в лумя ностра. Исус е дошъл в света. Să ne salveze. Да ни спаси. Și Biblia spune că trebuie să mărturisim cu gura. И Biblia te казва, трябва да изповядваш с устата. Rugați-vă împreună cu mine. Сега се молете заедно с нас. Doamne Iisuse. Господи Иисусе. Îți mulțumesc. Благодаря ти. Ai murit pentru mine. Ce omre заради mine. Cred că ești Fiul lui Dumnezeu. Vярвам, че си Божия Син. Cred că ți-ai dat sângele. Vreau să-ți dau viața și. Pentru păcatele mele. Zaradi moi grehove. Mă pocăiesc acum. Pocaivam se сега. Și te rog, Iisuse. И te моля, Иисусе. Iartă-mi păcatele. Прости-mi греховете. Да? Да, сейчас, стой, стой, стой. Да, я съм лега кулацури. Аз съм вързан. Vreau să vorbesc astăzi despre ceva. Искам да говоря, да ми каже нещо. Foarte mulți din voi puteți să fiți legați cu lanțuri. Някой от вас да е вързан така като мен. Да? Не. Vreți să fiți fericiți? Искате ли да бъдете свободни? Da. Care credeți dumneavoastră că este adevărata fericire? Băi, vreau от вас, че може да бъде свободен. Să ai bani mulți? Да имай много пари. Să ai o casă frumoasă? Да имай ușeamă къща и красиво къща. Să ai familie lângă tine? Да имаш семейство до тебе. Să ai sănătate? Да имаш здраве. Care credeți dumneavoastră că e adevărata fericire? Băi, вярва, че може да бъде свободен. Că acum sunteți la bătrânețe. Sunteți la bătrânețe. Da, siga sti la napredna la възраст. Ați trăit mulți ani. Sigari sti много години. Care e adevărata fericire? Cu e istinata. Și ce spune Biblia? Și cum cazva Biblia? Ce spune Dumnezeu? Și cum cazva Gospod? Adevărata fericire. Istinata e за свободата. Este să ai păcatele iertate. Да бъдеш упростен от своите грехове. Când ai păcatele iertate, когато са ти упростени греховете, ești prieten cu Dumnezeu. Тогава си приятел с Господ. Poți să ai relație cu Dumnezeu. Може да имаш връзка с... Pentru că Biblia spune, защото Библията казва, că păcatele noastre, че нашите грехове, ne despart de Dumnezeu. Ne odăliceau от Бога. Nu putem să ne apropiem de Dumnezeu că avem păcate. Не можем да се да бъдем по-близо до Бога поради нашите грехове. Ще атуш ще фачим? Тогава какво правим? Dumnezeu a găsit soluția. Бог намери шанс. Да, Бог ни даде шанс. Care e soluția? Кое е шанса? Кое е шанса? Să ne apropiem de Dumnezeu. Да бъдем по-близо до Бога. Iisus Hristos e soluția. Iisus Hristos e soluția. Tare, tare. Doamne Iisuse. Gospode Iisuse. Îți mulțumesc. Благодарим ти. Că ai murit. Ce umbrea? Pentru mine. Заради мен. Заради мен. Sunt păcătos. Аз съм грешна. Или грешен. Și te rog acum. И те моля сега. Iartă-mă. Прости-mi. Hai să chemăm numele Domnului. Nică să ia всички да викаме împreună. Всички заедно. Spuneți, Doamne Iisuse. Кажете, Господи Иисусе. Cred în jertfa ta. Вярвам в твоята жертва. Cred în сângele tău. Вярвам в твоята кръв.
Deschid ușa inimii mele. Я открываю дверь моего сердца. Și te primesc în viața mea. Я принимаю тебя в мою жизнь. Я принимаю тебя в мою жизнь. Ca Mântuitor, как Спаситель. Как Спаситель. Și Domnul vieții mele. И Господь моей жизни. И Господь моей жизни. Mulțumesc că m-ai iertat de păcate. Благодарю, что ты простил мне грехи. Mulțumesc că m-ai mântuit. Благодарю, что ты спас меня. Mulțumesc că mi-ai dat viață veșnică. Благодарю, что ты дал мне вечную жизнь. Amin. Amin. Spuneți împreună. Vă împărtăriți за мной. Doamne Iisuse. Господь Иисус. Îți mulțumesc. Я благодарю тебя. Că ai murit pentru mine. Că ты умер за меня. Сângele tău. Кровь твоя. A curs pentru păcatele mele. Была пролита за мои грехи. Doamne Iisuse. Doamne Iisuse. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc. Că mă iubești. Că mă iubești. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc. Că mă cauți. Că mă cauți. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Și înapoi, și înapoi eu nu voi da. Trezirea ce pe la oglindă. Îngățe prăbușită ce n-ai să-mi spus. Iisus a văzut în oglinda lui Dumnezeu. Sare cu mine să dea cu zirele. Și a zis, vai de mine! Este un gol să pierdut! Ia pățirea! Ai mine de mine! Va fi lumina! A transformare! Ce transformați? Vreau să faci toate lucrurile noi în viața mea! Să o nouă pe ei jizni! Vreau înlocuire! Să vină! Astăzi declar! Se voi declara spășat! Iisus Hristos ca Domn! Iisus Hristos ca Domn! Ca stăpân! Ca căspătină! Eu nu mai vreau să trăiesc o viață mizerabilă! Ia nicăciu jiți viața de jizni! Iisus e viața mea! Iisus mă ia jizni! Ascultă glasul Duhului Sfânt! Duhul Sfântul acolo! Nu stai acolo! Ni stoi ta! Că vei regreta! Mă ta nu știu pe jile! Iisus poate să vină în orice moment! Iisus poate să vină în orice moment! O, Doamne, atinge-te de Iisus! Ia e stăpânirea ta, Iisus! Lucrează în viața lor, Sfințeria ta, Doamne! Aleluia, Iisus, atinge-te de Iisus! Slavă Iisusul! Aleluia! Mărire-ți! Aleluia! Mărire-ți! Căstorul Sfântului! Он поднял верующих. Я убил их на кресте. Я сам отдал.
Я рог акум. Прошу сейчас. Яхова. Прости меня. Молитву продолжим. Вам Иисусе. Кредит жертвата. Кредит жертвата. Кредит жертвата. Кредит жертвата. Сиди на курсе и тупакат на меня, Петрушки. Мы погрешили аку. И твои податы на меня. Мы пали рау, Петрушки. И ты роги, Иисусе. Спалма ту сиди на тело. Аку мы не сидим. И ты пали, Иисус Христос. Если мы ты дору мел. И дону вьети мел. Мульсумеса моя та. Mulțumesc că m-ai mântuit. Și Domnul vieții mele. Mulțumesc, Iisus. Că m-ai primit. M-ai iertat. M-ai mântuit. Și mi-ai dat viață veșnică. Sunt al tău. Sunt copil de Dumnezeu. Cred că mi-ai iertat toate păcatele. Cred că mi-ai scris numele cartea vieții. Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru iertarea ta, mulțumesc pentru sângele tău care a curs pe cruce pentru păcatele mele. Recunosc acum că sunt păcătos și mă pocăiesc de toate păcatele mele. Iartă-mă, Iisuse, ai milă de mine, Iisuse. Acum te primesc în inimă. Ca mântuitorul meu. Уже годы. И это мартуристин кукура. И мы должны исповедовать своими устами. А сейчас вы спорите прямо на мире. Давайте мы все вместе будем исповедовать. Вам Иисус. Повторите за мной. Господь Иисус. Верю в тебя. Слава Домнului. Домнул să fie lăudat. Da, frate. Unde? Pleci acasă slăbănut. Altfel cazi în ispită tot timpul și în păcat. Iisus te cheamă să te atingi de El. Lasă mândria. Lasă orgoliu. Păi ce să zică ceilalți? Nu mă interesează ce o să zică ceilalți. Iisus a spus, o singură persoană s-a atins de mine. Din toată mulțimea care îmi conjura, o singură persoană s-a atins cu credință. Aleluia, mulțumim Iisus Hristos. De întoarcere. Doamne, Doamne, întoarce-te de la orice lucru, de la orice persoană care are prioritate în viața ei. Aprinde inima după Iisus, Doamne. Pune în inima ei dragostea din tine. Peste ea, ia-o stăpânirea ta, Iisuse. Aleluia, mulțumim, Iisuse. Mulțumim, Doamne, pentru cercetare, pentru Duhul Sfânt, Doamne, care mișcă inimile, care ne cheamă și ne împinge spre Hristos. Doamne, lasă Duh de pocăință, lasă Duh de întoarcere. Doamne, ajută-o să crească în lumină transparentă. Te rog să o formezi chiar acum, Doamne, și să o faci un vas, Doamne, care să te slujească, un vas de cinste. Este un suflet care vrea să ridice mâna pentru Iisus Hristos, să-L primească în seara asta. Nu este.
Rămâneți în păcate? Slăviți să fie Domnul pentru mâna aceea. Care mai este? Hai că Iisus te cheamă să te mântuiască, să te... Slăviți să fie Domnul și pentru mâna aceea. Altă mână, acolo jos. Voi care stați jos. Vreți să ridicați mâna să-L primiți pe Iisus Hristos în viața voastră? Slăviți să fie Domnul. Trebuie să ne mântuim. Dar mâine când vei sta înainte Lui, va spune pleacă. Azi îl primești pe Iisus, te primește și El. Mai este un suflet aici, în dreapta, care stați pe șanța aici. Este un suflet care vrea să-L primească pe Iisus, să-I predea viața, slăvit să fie Domnul. Dacă asculți de Dumnezeu și binecuvântat de El, omule aici pe acest pământ, crucea lui Iisus de la Calvar răspândește milă, har și iertare de oricui oricând. Aici este cineva care vrea să vină aici să ne rugăm împreună să-L primiți pe Iisus Hristos. Veniți aici. Veniți aici. Te cheamă Iisus la mântuire. Veniți aici, alături de copii. Haideți, veniți la Dumnezeu că vă cheamă. Vă iubește Dumnezeu. Dar trebuie să vii la Iisus. Să vii la Iisus că te cheamă. Veniți la Iisus că vă cheamă. Nu stați. Nu stați nepăsători. Iisus a murit în locul vostru. Iisus vă așteaptă de ani de zile. Vino să te împaci cu Dumnezeu. Ai venit aici cu păcate, vei pleca fără păcate. Ai venit aici păcătos, vei pleca copil de Dumnezeu. Ai venit aici cu destinația iad, vei avea destinația rai. Ai venit aici cu moarte, Iisus vă va da viață. Vino la Iisus, veniți că vă cheamă. Ce trebuie să facem? Trebuie să ne mărturisim la Iisus Hristos. Iisus spune așa în Biblie: dacă mărturisim cu gura pe Iisus ca Domn și dacă credem în inima noastră că Dumnezeu l-a înviat din morți, vom fi mântuiți. Dragii mei, lăsați mândria care vă ține acolo. Dar ce o să zică când ies? Păi ce o să zică când ieși? Tu vii să te întâlnești cu Iisus? Dacă Iisus ar fi aici, ți-ar fi rușine să vii la El. Cred că toată lumea ar sări să vină la Iisus. Să-i cuprindă picioarele ca Maria. Și să spună: Iisuse, vreau să vin la Tine. Printre tineri nu este niciunul care a întristat pe Duhul Sfânt, care a călcat în picioare jertfa lui Iisus? Iisus ți-a dat o haină albă și ai pătat-o. Ai lăsat ca diavolul să te înșele și să ți-o păteze. Să fugă de păcat și să biruiască păcatul prin sângele lui Iisus Hristos. Iar în stăpânirea ta, Iisus, de azi înainte, Doamne. Aleluia, aleluia, mulțumim, Iisus. Tu știi dorința ei să trăiască sfântă, să trăiască în voia ta. Hai spune, cine a biruit frica? Iisus. Cine a călcat peste ea? Iisus. Cine e leul din Iuda? Iisus. Scutul și tăria mea. Aleluia, 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 Iisus este Domn. Aleluia, 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 Iisus este Domn. Și înapoi, și înapoi eu nu voi da. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Și înapoi, și înapoi eu nu voi da. Eu nu voi da. Și înapoi, și înapoi eu nu voi da. Înainte Iisus, în urmă-i lumea. Înainte Iisus, în urmă-i lumea. Înainte cerul, în urmă-i lumea. Și înapoi, și înapoi eu nu voi
dar, eu não vou dar. Siga após, siga após, eu não vou dar. Continua, Jesus, mamãe, tu este. Continua, Jesus, mamãe, tu este. Continua, Jesus, mamãe, tu este. Siga após, siga após. Eu não vou dar, eu não vou dar. Se ira põe, ira põe, eu não vou dar. Amin. Amin. A venit să caute și să mântuiască cei pierdut. Nu e interesant că Dumnezeu a trimis pe Iisus din cer să ne mântuiască? Și astăzi m-a trimis pe mine tocmai din America. În satul vostru aici, sau comună, ce este, care n-am auzit niciodată de ea. Dar m-a trimis aici. Pentru că vă iubește și vrea să vă mântuiască sufletele. Și dacă este aici un suflet, ai vrea să ridici mâna sus și să spui, da, am nevoie de iertarea lui Iisus. Am nevoie de mântuire. Am nevoie de Iisus Hristos în viața mea. Poți să ridici o mână către Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Da, Dumnezeu nu cheamă numai pe El, cheamă pe toți. Aleluia! Gândește-te bine. Ai venit aici cu păcate. Iisus vrea să ți le ia. El e mielul lui Dumnezeu care vrea să-ți ia păcate. Vrei să-i dai păcatele lui Iisus în seara aceasta? Vrei să-i spui, Doamne, ai milă și de mine? Mântuiește-mi și mie sufletul. Mai este un suflet. Și dintre copii. Și dintre adolescenți. Și dintre adulți. Iisus a murit pentru fiecare din voi. Și Iisus bate la ușa inimii tale în seara asta. Dragii mei, poți să fii copil de pocăit. Dar Biblia spune că dacă tu nu-L primești pe Iisus, când vine Iisus, părinții pleacă și tu rămâi. Tu trebuie să-i aparții lui Iisus, că Dumnezeu n-are nepoți, are numai copii. N-ai vrea să fii copilul lui Dumnezeu în seara aceasta? Cine vrea să ridice o mână pentru Iisus Hristos? Slăviți să fie Domnul și pentru mâna aceea. Aici cine vrea? Ridică mâna și primește-L pe Iisus în seara aceasta. Slăviți să fie Domnul. Da, Iisus vrea să vă mântuiască. Vrea să vă ierte de păcate. Vrea să vă scrie numele în cartea vieții. Vrea să vă dea viață veșnică. Primește darul lui Dumnezeu gratis, pe care l-a costat viața pe Dumnezeu. Primește-L pe Iisus Hristos. Pleacă acasă cu Iisus în inimă. Pune credința ta în Iisus, așa cum eu am pus credința într-un pilot care nu-L văd. Oricine crede în Iisus are viață veșnică. Mai este un suflet care vrea să-L primească pe Iisus. Aici am. În stânga, este un suflet. Ridică mâna către Iisus Hristos. El vrea să te prindă, spune David, să mă scoată din fundul mocirii și din groapa pieirii, să-mi pună picioare pe stâncă și să pună în gură o cântare nouă. Este un suflet aici în stânga. Slăvit să fie Domnul. Domnul să te binecuvinteze. Dragii mei, nu vă fie rușine de Iisus. Că Iisus a murit pe cruce gol. N-a murit după o perdea și după o ușă să nu-L vadă nimeni. A murit în văzul lumii pentru tine. Tu trebuia să fii pe cruce. Și El ți-a luat locul pentru că te iubește. El n-a ridicat o mână sus, ce ușor era. A ridicat două și le-a întins și a băgat cuie în mâini și în picioare. Și a stat 6 ore în căldură. În căldură aceea până a murit, dragii mei, și a murit pentru tine. Și tu nu poți să ridici o mână? Să spui, da, vreau pe Iisus. Mai este un suflet. Slăvit să fie Domnul și pentru mâna aceea. Slăvit să fie Domnul. Da, Domnul vrea să mântuiască. Domnul vrea să vină în viața ta, în familia ta. Domnul vrea să-ți dea fericire adevărată. Aleluia. Slăvit să fie Domnul și pentru mâna aceea. Și pentru mâna aceea. Da, Iisus vă iubește. El vrea să vă facă parte de familia lui Dumnezeu. El vrea să vă mântuiască sufletele. Și Biblia spune așa, că dacă mărturisim cu gura pe Iisus ca Domn și dacă credem în inima noastră că Dumnezeu l-a înviat din morți pentru noi, vom fi mântuiți. Și oricine cheamă numele Domnului cu gura va fi mântuit. Hai să vorbim cu gura către Dumnezeu, să mărturisim către Dumnezeu. Și spuneți împreună cu mine, ne rugăm înaintea lui Dumnezeu personal, spune împreună cu mine, Doamne Iisuse, îți mulțumesc că ai murit și pentru mine. Sângele tău a curs pe cruce pentru păcatele mele. Sunt un păcătos. Am nevoie de iertarea ta. Te rog acum, Iisus, iartă-mă de păcat. Mă pocăiesc de păcatele mele. Îmi pare rău că am păcătuit. Și tu ai murit pentru ele.
Acum deschid inima. Și te rog, Iisuse, să vin ea și să fii mântuitorul meu și Domnul vieții mele. Mulțumesc că m-ai iertat de păcate. Mulțumesc că m-ai mântuit. Mulțumesc că mi-ai scris numele în cartea vieții. Și îți mulțumesc, Iisuse, că îmi pregătești un loc în raiul lui Dumnezeu. Sunt copil de Dumnezeu. Sunt fericit cu adevărat. Mulțumesc, Iisuse. Te iubesc, Iisuse. Și acum haide să cântăm împreună ce am făcut. Ce am făcut? M-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Și înapoi nu mai dăm. Iisus când ierta pe oameni spunea du-te și să nu mai păcătuiești. Pentru ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Păcatul ți-aduce moartea și despărțirea de Dumnezeu. Și Dumnezeu te-a iertat. Pentru că e bun. Și El spune, du-te și nu mai păcătui. M-a hotărât să-L urmez pe Iisus și nu mai dau înapoi. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Înainte Iisus, în urmă-i lumea. Înainte cerul, în urmă-i lumea. Înainte crucea, în urmă-i lumea. Eu nu, înapoi nu mai dau. De ce? Pentru că numai Iisus mă mântuiește. Aleluia! Slavă ție, Doamne, în numele lui Iisus! Dă-i eliberare și rupe orice legătură demonică, Doamne! Iubire ca o floare, am iubire ca o mare, am iubire ca o mare în inima mea. Eu am iubire ca o mare, am iubire ca o mare, am iubire ca o mare în inima mea. Am o pace ca un fluviu, am o pace ca un fluviu, am o pace ca un fluviu în inima mea. Eu am o pace ca un fluviu, eu am o pace ca un fluviu, am o pace ca un fluviu în inima mea. Iisus e cu mine, fiindcă Iisus e cu mine, fiindcă Iisus e cu mine în inima mea. Fiindcă Iisus e cu mine, fiindcă Iisus e cu mine, fiindcă Iisus e cu mine
în inima mea. Vă mai aduceți aminte de cântarea care v-am învățat anul trecut? Copii? V-am învățat o cântare în engleză. God is so good. Mai țineți minte? Ați uitat? Să le dai lecitină, Ionuț. Da? O mai cântăm o dată. Ia ziceți. God. Ziceți God. Ei înțeleg românește sau? Înțelegeți românește. Ia ziceți. God is so good to me. Is so good to me. Da? God is so good. Vă aduceți aminte? God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Ați prins-o? Păi deschideți gura, hai, cântați. Hai. Voi cântați din gură, eu cânt cu muzicuța, bine? 1, 2, 3 și... God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Da? Ați prins-o? Da. Păi dacă nu o învățați, n-ajungeți în America. Iisus. Hai, ce, ți-e rușine? Că dacă vine Jean să-ți dea niște napolitane sau așa, nu zici, e rușine, ia tu mama pentru mine. Nu, ridici mâna. Iisus a venit aici prin noi și spune, vrei să mă primești astăzi în viața ta? Ai văzut ce are? Cine l-are pe Iisus, ce, câte lucruri are. Ia, cine vrea pe Iisus? Amin? Toți îl vrem pe Iisus. Pentru că știi ce spune Iisus? Cine mă primește, îl primești și eu. Dar cine mă respinge, și eu o să-l resping. Noi nu trebuie să ne fie rușine de Iisus. Că noi nu ne rușine când păcătuim, când minciunim, când furăm sau facem prostii. Nu ne rușine. Dar când e vorba să vii la Iisus, stai că mă vede. Și ce spune Iisus în Biblie? Cine se rușinează de mine înainte la oameni, și eu mă rușinez de el. Dar cine mă mărturisește înainte la oameni, și eu mărturisesc. Și trebuie să mărturisim cu gura. Pentru că Biblia spune, dacă mărturisim cu gura pe Iisus ca Domn și credem în inima noastră că Dumnezeu l-a înviat din morți, vom fi mântuiți. Și oricine cheamă numele Domnului, și nu poți să chem cu gura închisă, trebuie să deschizi gura. Oricine cheamă numele Domnului va fi mântuit. Și hai să chemăm împreună numele Domnului ca să fim mântuiți astăzi. Amin? Amin. Spuneți după mine. Toți. Doamne Iisuse. Doamne Iisuse. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc. Că ai murit. Că ai murit. În locul meu. În locul meu. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc. Pentru sângele tău. Pentru sângele tău. Care l-ai vărsat. Care l-ai vărsat. Pe cruce. Pe cruce. Pentru mine. Pentru mine. Sunt un păcătos. Sunt un păcătos. Și astăzi. Și astăzi. Mă pocăiesc. Mă pocăiesc. De păcatele mele. Păcatele mele. Îmi pare rău. Îmi pare rău. Că păcatele mele. Că păcatele mele. Te-au pus pe cruce. Te-au pus pe cruce. Te rog frumos, Iisus. Te rog frumos, Iisus. Iartă-mă. Iartă-mă. De toate păcatele mele. De toate păcatele mele. Hai spune cine a biruit moartea. Iisus. Cine a călcat peste ea. Cine e leul din Iuda? Iisus. Scutul tăria mea. Hai spune cine a biruit frica. Iisus. Cine a călcat peste ea. Iisus. Cine e leul din Iuda? Iisus. Scutul tăria mea.
Aleluia, 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 Iisus este Domn. 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 Ai grijă, gura mică, ce vorbești? Ai grijă, gura mică, ce vorbești? Căci Părintele de sus te privește neîncetat. Ai grijă, gură mică, ce vorbești. Ai grijă, uveșor, unde privești. Ai grijă, ochișor, unde privești. Căci Părintele de sus te privește neîncetat. Ai grijă, ochișor, unde privești. Ai grijă, piciorul, unde pășești. Ai grijă, piciorul, unde pășești. Căci Părintele de sus te privește neîncetat. Ai grijă, piciorul, unde pășești. Mână mică! Ai grijă, mână mică, ce atingi. Ai grijă, mână mică, ce atingi, căci Părintele de sus te privește neîncetat. Ai grijă, mână mică, ce atingi, urechișă. Ce trebuie să faci? Что ты должен делать? Să asculți de porunca lui Dumnezeu. Ты должен слушаться заповеди Божьи. Știi că Dumnezeu te iubește? Ты знаешь, что Бог любит тебя? Știi? Знаешь это? Crezi? Веришь это? Да. Care-i dovada? Да. Какое есть доказательство? Жертва лу Иисус де пе Голгота. Жертва Иисуса Христа, которая была сделана на Голгофе. Însă dragostea nu este un singur sens. Но вы или мы должны понять, что любовь это не только одно направление. Nimeni nu se căsătorește să iubească pe soție și soția să nu-l iubească. Никто не женится и ожидает, чтобы только он жил, чтобы только он любил, а жена чтобы его не любила. Soțul iubește pe soție, если муж любит жену, да și soția trebuie să-l iubească pe soț.
и жена должна любить мужа. Ну и же. Не так ли? Ну и десну мы со спорим, Думнезо мой любящий. Недостаточно, чтобы мы говорили, что Бог любит нас. Треса любящий тупо Думнезо. И ты, или я, мы должны любить Бога. Думнезо доведеште драгостя, ка морит Иисус петру тин. Бог доказывает свою любовь тем, что умер Иисус Христос вместо тебя. Кун доведеш тука любеш по Думнезо? Как доказываешь ты, что любишь Бога? Иисус спуне ни Иоанн 16 ку 14. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 15 глава. Дака му любеште чинева, если кто-то любит меня, пазеште поручиле меле, исполняет мои заповеди. Чи вам спус порунка лу Иисус? Я говорил вам заповеди Иисуса Христа. Думнезеу Бог поручеште, повелевает, акум, сегодня, тутурор уаменилор, людям повсюду, се се покаяск, чтобы они пока, посередиш мана сус, можешь поднять руку вверх, ше се спуи, при начаста редикаре, и своей поднятой рукой ты говоришь, вреу сам покати ретати, я хочу, чтобы мои, вреу сел примес по Иисус Христос, хочу принимать Иисуса Христа. Vreau să îi mulțumesc că a murit și pentru mine. Хочу ему сказать, что спасибо за то, что он умер и за мои грехи. Nu să ridici o mână. Я говорю, поднимите руку. Dar Iisus a ridicat două. Но Иисус поднял две руки. Și a fost țintuit în cuie pe cruce pentru tine. Он был пригвозден гвоздями на кресте за тебя. Иисус n-a murit după o perdea. Он не умер за какой-то шторой. N-a murit după ușă. За дверима. А мурит публик. Он умер при всех. В возу луми. При всех людей. Все очищи ной треса веним публика на инка луи Думнезеу. И мы должны прийти публично к Богу. Чайдес хума на сус. И давайте подняться. Са не ругам импреуна. Чтобы мы молились вместе. Чи спунес дупа мине. И я приглашаю вас, чтобы вы повторяли. Домне Иисусе. Господь Иисус. Но кто не внутри, не получится. Иди там, зад, иди зад. Ай, дай, пасьянс афара. The children are coming for the sweets. А ну, идите, все сюда, идите, дадим нам. А ну, идите, быстро, быстро, потом уже будет поздно. И уже невозможно. Ай, дымла, дымла, ай. Начинаем с этой девушкой, потом... А ну, чекай. Миллион... Не оплати ку диаманты! Не оплатил с бриллиантом. Оплати ку сынджеле луи! Он оплатил кровью своей. Ши ту треси дай покатен. И ты должен отдать свои грехи. Петру кел оплати петру еле! Потому что он оплатил за них. Дака ну еле дай! Если ты не отдаешь... Еш хоц да Думнезеу! Ты являешься... Крадем, Боже. И плати консечинцеле. И придет день, когда ты будешь оплакать. Чем мы скуп? Лукру по памяти покату. Самое дорогое, что есть на земле, это грех. Плата покату и морта. Плата за грех это смерть. Астаз Иисус те кяму. Сегодня Иисус призывает тебя. Споня акум есть ио мантуир. Сегодня день покаяния. Да, дака ну те покаешь. Но если ты не каешься. Петру ка дьявол споне мыне. Потому что дьявол говорит завтра. Де че? Почему? Дьявол врасте дука ниад. Потому что дьявол хочет вести тебя. Да, чья треса не скопым для дьявола. Потому что поэтому мы должны избавиться. Соберем на Иисус. И мы должны прийти к Иисусу. Дяка мартурисим ку гура по Иисус ка дом. Если мы исповедуем Иисуса как Господа. И кредем он инима наста, ка Думнезеу ла инвиа ди морти. Верим, что Бог воскрес его из мертвых. Vom fi mântuiți. Мы будем спасены. Oricine cheamă numele Domnului. Любой, кто призывает имя Господа. Va fi mântuit. Будет спасен. Vreți să aveți păcate iertat? Вы желаете, чтобы ваши грехи были прощены? Ridică mâna sus. Подними руку вверх. Ridică mâna sus către Dumnezeu. Подними руку вверх перед Богом. Иисус не ridicat o mână. Иисус не поднял руку. A ridicat două. Он поднял две руки. Și țintuit în cui a murit pentru tine. И гвозди были пронзили его руки, и он умер за тебя. Ridică mâna și hai să ne rugăm împreună. И давайте вместе помолимся. Spune împreună cu mine. Говори вместе со мной. Doamne Иисусе. Господь Иисус. Îți mulțumesc. Я благодарю тебе. Că ai murit pentru mine. За то, что ты умер за мои грехи. Ai dat sângele tău. Отдал кровь свою. Pentru păcatele mele. За мои грехи. Te рог, Иисусе. Прошу тебя, Иисус. Ярта макум. Прости меня теперь.
Mă pocăiesc acum. Я каюсь перед тобой. De toate păcatele mele. От всех моих грехов. Now they're receiving food. John is surrounded by the whole mob. Uite așa e când la... Dacă este cineva aici care vrea iertare de păcate. Este хто здесь на цьому місці, який нуждається. Vrea să vină la Isus Hristos. И хоче прийти до Ісуса Христа. Ridică mâna în sus. Підніміть руку вверх. Ridică mâna în sus pentru Isus Hristos. Підніміть руку вверх для Ісуса Христа. Тінель де acolo. Aveți păcate. Молодь з тої сторони маєте гріх. Ridicați mâna în sus ca să primiți pe Isus Hristos. Щоб прийняти Ісуса Христа. Ісус вдра за те ерте де покати астаз. Ісус хоче сьогодні простити гріхи. Чи ти надульч? І зрослий то же сам. І там де люди зрослі строять хату. Єсте чинева, care vrea să primească pe Isus. Може хтось хоче прийняти сьогодні Ісуса Христа. Ridică mâna sus. Підніміть руку вверх. Найкажу де по конструкції încă. Ти не впав із стройки. Pentru că Isus te iubește. За то тебе любить Ісус. Чи vrea să te ierte de păcate. І хоче простити тебе від гріха. Să fii copil de Dumnezeu. Ти був дитя Боже. Acolo la construcție este o mână care vrea să se ridice pentru Isus. І там на стройці підняв руку, який хоче служити Богу. Ridică mâna pentru Isus Hristos. Піднімає руки для Ісуса Христа. Чи спине, Доамне, ярта моші по мене. І каже так, Господи, прости мене. Чи змуцумець, кай муріші петру мене. І дякую тобі, що ти помер за мене. Ну є німен аколо. Там нема таких. Це рушіне де Ісус. Ганьбе меся Ісуса Христа. Ісус спине, чине се рушінязе де мене. Ісус каже так, хто ганьбиться мене. Чи ома рушінез де Єл. І я буду ганьбитись його. Дар чине ма мартурісеште. Но такий, який буде свідетельство. Чи ол мартурісес. І я буду свідетельство. Слави Зовіє Домну, чи петру мене честе. Аїча. Тут. Aici sub cort este тут, cineva. На цьому місці put create. Да, Dumnezeu cheamă și copii. І дітей Бог кличе дітей. Слава Домнули. Слава Богу. Да, і спуне, да. Lăsați copiii să vină la mine. Лишайте дітей, хай йдуть до мене. Căci împărăția cerului a unora ca ei. Ibo e țarstvo Božie podobne do dětei. Și aici voi, slavă Domnului. Slava Bogu. Și ce spune Biblia? Знаєте, що каже Біблія? Când un păcătos se pocăiește. Jeden hrișnic olecaiece. Tot cerul se bucură. Nebo radується. Tot îngerii strigă. Мільйони алілуя кричать алілуя. Ісус нам муріт ін задар. Ісус не помер за дурно. Mulțumesc Ісусе, că m-ai mântuit. M-ai iertat de păcat. Și mi-ai dat viață veșnică. Amin. Bine ați venit în familia lui Dumnezeu. Ісус nu minte. El a promis că oricine își mărturisește păcatele, El le iartă. Și toate păcatele voastre, câți ani ai, Matale? 90. Și dumneata? 84. Ești mai tinerică ca ea. Ea are 90. Deci 90 de ani de păcate, 84 de ani de păcate, câți ani ai? Iisus le-a șters cu sângele Lui. Amin? Dar credem că așa spune Iisus. Iisus nu minte. El așa spune. Și toate păcatele ți le-a iertat astăzi. Pentru că l-ai rugat să te ierte. Și pentru că ai crezut că sângele Lui a curs ca să ți le ierte. Și acum, pentru că l-am primit pe Iisus, asta înseamnă că am luat o hotărâre. Și trebuie să cântăm cântecul. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi nu mai dau. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Înainte Iisus, în urmă-i lumea. Înainte cerul, în urmă-i lumea. Înainte crucea, în urmă-i lumea. Eu înapoi nu mai dau. De ce? Pentru că numai Iisus mă mântuiește. No, nu ne rușine de Iisus. Nu ne rușine că am făcut ce a zis Iisus. Iisus a spus, pocăiți-vă și noi ne-am pocăit, că ne pare rău de păcatele noastre. Singurul păcat pe care nu poate să ți-l ierte Dumnezeu este păcatul nemărturisit la Iisus. Asta este. Dar noi le-am mărturisit la Iisus. Și Iisus ne-a iertat. Și hai să cântăm împreună, da? Cântați după mine împreună. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus. M-am hotărât să-L urmez pe
Iisus. Și înapoi, și înapoi, eu nu voi da, eu nu voi da, și înapoi, și înapoi, eu nu voi da. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Și înapoi, și înapoi, eu nu voi da, eu nu voi da, și înapoi, și înapoi, eu nu voi da. Înainte Iisus, în urmă-i lumea, înainte cerul, în urmă-i lumea, înainte crucea, în urmă-i lumea. Și înapoi, și înapoi, eu nu voi da, eu nu voi da, și înapoi, și înapoi, eu nu voi da. De ce nu vom da? Căci numai Iisus mă mântuiește, căci numai Iisus mă mântuiește, căci numai Iisus mă mântuiește. Și înapoi, și înapoi, eu nu voi da, eu nu voi da, și înapoi, și înapoi, eu nu voi da. Amin? Bravo! Felicitări! Domnul să vă binecuvinteze și acum fratele Leon va veni să vă binecuvinteze ca să rămâneți lângă Domnul Iisus. Prezența Lui, pacea Lui, protecția Lui, puterea Lui să rămână cu dumneavoastră. Amin. Și ori de câte ori vă simțiți întristați, în nevoie, nu uitați că prin Iisus Dumnezeu Tatăl vostru. Și vorbiți cu Iisus Hristos. Spuneți-i Lui durerea. Dacă vă este dor de ceva, Domnul Iisus spune că El trimite pe Duhul Sfânt să vă mângâie și să fie cu voi. Și să știți că nu sunteți singuri aici. Când l-ați primit pe Iisus, Iisus rămâne cu voi. Noi plecăm, dar Iisus rămâne. Iisus rămâne. Rugați-vă la Iisus, iubiți-L pe Iisus, vorbiți între voi de Iisus, pentru că Iisus e cel mai minunat nume. Și într-o zi vom fi cu Iisus toată veșnicia. Toată veșnicia. Slăvit să fie Domnul. Amin. Doamne, Tată, bun și Sfânt din cerul, înaintea Ta, în aceste clipe, în aceste momente, vrem să îți mulțumim pentru că Tu ne-ai ajutat să ajungem aici. Urmez pe Iisus, m-am hotărât să urmez pe Iisus, m-am hotărât să urmez pe Iisus. Și înapoi, și înapoi, eu nu voi da, eu nu voi da, și înapoi, și înapoi, eu nu voi da. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Și înapoi, și înapoi, eu nu voi da, eu nu voi da, și înapoi, și înapoi, eu nu voi da. Înainte Iisus, în urmă-i lumea, înainte cerul, în urmă-i lumea, înainte crucea, în urmă-i lumea. Și înapoi, și înapoi, eu nu voi da, eu nu voi da, și înapoi, și înapoi, eu nu voi da. De ce nu vom da? Căci numai Iisus mă mântuiește, căci numai Iisus mă mântuiește, căci numai Iisus mă mântuiește. Și înapoi, și înapoi, eu nu voi da, eu nu voi da, și înapoi, și înapoi, eu nu voi da. Amin? Iisus va fi eliberat. Iisus te eliberează în seara asta. Și nu există bucurie mai mare ca așa cei deținuți de la Republica Moldova să li se dea drumul cu sentința moartea sau sentința pe viață în pușcărie.
să iasă liber. Hristos a venit ca să-ți dea libertate. Hristos nu vrea să vadă un copil al lui că se târie în păcate și că este o victimă a diavolului. Hristos l-a biruit pe diavolul și are putere în seara asta. Ca tu să vii să te atingi de el și el să te ajute să trăiești o viață sfântă. Dacă nu mai ai dragostea din tâi, ai părăsit-o, n-ai pierdut-o. Pentru că altceva a înlocuit această dragoste. Banii, pofta după bani, pofta după lucruri materiale. În seara asta spune, Doamne, liberează-mă. Doamne, mă întorc înapoi la dragostea din tâi. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Nu încerca să faci programe religioase. Nu încerca să spui că vii la biserică, că dai și tu mai mult la colectă. Nu, nu, nu. Dumnezeu spune prescripția. Dacă ai părăsit dragostea din tâi, adu-ți aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te. Aleluia. Întoarce-te unde ai căzut. Întoarce-te unde știi că a fost o înlocuire. Și Hristos a ajuns pe planul 2 sau pe planul 10. Și vin înapoi și zic, Doamne, dacă nu mai am pasiune după Biblie, dacă nu mai am foame, dacă nu mai am pasiune pentru casa ta, Doamne, pentru că noi facem atâtea lucruri din obligație, venim la biserică din obligație, e duminică, trebuie să mă ducă, ce o să zică frații? Nu, 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 dacă în viața ta venitul la adunare nu este ca, cum spune salmistul, mai mult faci o zi în casa Domnului decât o mie în altă parte, tu vii din obligație la biserică. Dacă tu, când te scoți dimineață, primul lucru, atingi telefonul și n-atingi Biblia. Atunci tu ți-ai părăsit dragostea din tine. Dacă tu 6 zile stai pe telefon și o zi duminica, nu poți să nu te atingi de telefon. Tu ești dependent de telefon. Și e nevoie de liberare în viața ta. Pentru că diavolul este Dumnezeu văzduhului și el vine prin Wi-Fi și ține pe creștin rob atâta timp. Atâta timp irosești și risipești pe telefon. Și vrei să fii în prezența lui Dumnezeu și vrei să fii cu Dumnezeu pentru veșnicie. Dragii mei, nu vă lăsați înșelați de diavolul. Zice, noi nu suntem cunoștință de planul celui rău. În seara asta Iisus vrea să te libereze. Iisus vrea să te libereze. Și vrea să ne rugăm cu toții. Și vrea să ridicăm mâine către Dumnezeu. Pentru că atunci când ridici mâna către Dumnezeu, te predai. Te predai. Doamne, mă predau azi ție. Doamne, nu ne rugăm în general. Doamne, ai milă de noi, Doamne, fă între noi. Nu, 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 personal. Doamne, atinge-te de mine. Doamne, dă-mi voie să mă ating de tine seara asta. Doamne, am nevoie de putere. Vreau să scot putere din tine, Doamne. Eu nu mai plec acasă, Doamne, fără să fiu, fără ca să am eliberare și să mai fiu dependent de un păcat care tu știi. Eu vreau să fiu liber, Doamne. Avem atâtea lipsuri în mintea ta, Doamne. Doamne Iisuse, ridică-mă pe stânca ta și înaltă, Iisus Hristos. Dă putere, Doamne, ne dă putere. Hai, intrați, îndrăzniți! Lasă-mă, mă fiind și să vadă! Haide, băi, omule, cum adică numai noi să tragem? Da. La fratele care aici? Frate Vasile! Frate Vasile! Ce faci, frate, te vizitează Iisus? Îndrăznește că te cheamă! Ia uite, ți-am adus ceva aici de la Domnul. Ceva gătit de soțiile aici noastre. Un pachet. Noi am venit cu soțiile noastre. Poți să te ridici când mănânci sau tu trebuie să-ți aducă cineva la pat? Vino că te cheamă. Cum? La pat mănânci? Păi uite, atunci ți le las aici, că astea o să le mănânci și mai urgent, bine? Nu te ridica, nu te ridica, lasă, stai acolo. Uite că ne-a trimis Domnul la tine să te binecuvântăm. Hai, cântă, frate, ceva. Scurt. E putere, putere în numele Iisus. E iertare, iertare în sângele ce-a curs. E iubire, salvare și vindecare în dar. E putere în jertfa din calvar. E putere,
putere, în numele Iisus e iertare, iertare, în sângele ce-a curs e iubire, salvare și vindecare, dar e putere în jertfa din Calvar. Amin! Slăviți să fie Domnul! Doamne, binecuvintează-l pe fratele nostru, fii cu el, prezența ta să fie peste el, pacea ta, Doamne, și puterea ta, Doamne, slăbiciunea lui să fie desăvârșită. Lăsăm în brațul tău, în numele lui Iisus. Amin! Eliberarea ta, eliberarea ta peste trupul ei, Doamne, din cap până în picioare, te rugăm, Iisuse, să te atingi de ea, Doamne, prin rănile tale, ea este tămăduită, Doamne, și credem că Tu poți să faci lucrul acesta. Ajută-o în singurătatea ei să te simtă, să știe că Tu, Doamne, ai promis că n-o lași și cu niciun chip n-o părăsești. Aleluia. Fie pacea Ta, fie puterea Ta, fie amin, dragostea Doamne, Ta peste ea, Doamne, eliberare, Doamne, și Doamne, ajută-o, Doamne, să vorbească cu Tine și să creadă că Tu o auzi, Doamne, mărește-i credința, fii Tu cu ea, Doamne. Fii doctorul ei cel bun, Doamne, și atinge-te de ea, te rugăm, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Rămâi cu Domnul Iisus și cu pacea Lui. Da, bine, mamă. Să rămână. Că tu mergi în raiul lui Dumnezeu. Biblia spune, dacă mărturisim cu gura pe Iisus ca Domn și dacă credem în inima noastră că Dumnezeu l-a înviat din morți, vom fi mântuiți și oricine cheamă numele Domnului va fi mântuit. În seara aceasta poți să deschizi gura și te voi conduce într-o rugăciune. Să-i spui la Iisus, Doamne, iartă-mă și pe mine. Și spune împreună cu mine, Doamne Iisuse, îți mulțumesc că ai murit pentru mine. Sângele Tău a curs pe cruce pentru păcatul meu. Doamne Iisuse, mă pocăiesc de păcatele mele. Și te rog acum să mă ierți de toate păcatele mele. Și astăzi Iisus spune, hai la mine. Hai să te apropii ca să-ți iert toate. E putere în sângele meu care a curs pe cruce pentru tine. Și haideți cei care aveți nevoie de iertarea lui Iisus, de puterea lui Iisus, să veniți aici în față. Să ne rugăm pentru voi, ca Domnul să vă curățească, ca Domnul să vă izbăvească. Aleluia, Doamne. Nu vă uitați în stânga, în dreapta, te cheamă Iisus la cruce. Glasul sângelui Iisus de la cruce strigă iertare. Răscumpărare, ispășire, restaurare. Hai, vino la Iisus aici în față. Aleluia. Te așteaptă Iisus. Aleluia, rupe orice lanț, Doamne, nu sta, orice legătură, nu sta că vei pleca acasă exact cum ai venit. Iisus. Și diavolul va profita de Aleluia. Tine și te va ține rob. Rupe orice legătură, și robii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu trăiești chemat să te împaci cu Iisus Hristos. Ești chemat ca să te apropii și să te prinzi de Iisus. Să spui, Iisuse, nu mai vreau să trăiesc așa. Iisuse, atinge-te de mine. În numele lui Iisus, în numele lui Iisus. Aleluia. Nu sta acolo, pentru că diavolul vrea să stai acolo. Diavolul știe că dacă stai acolo, el va avea biruința asupra ta. Vă chem la Iisus. Vă chem din nou să vă atingeți de poala hainei lui Iisus. Și să spui, Iisuse, din toți ăștia care sunt aici, eu vreau să mă ating de tine. Aleluia. Am nevoie de puterea ta. Aleluia, Doamne. Doamne, m-a rugat tot timpul ca să mă atingi tu, dar acum vreau să te ating eu. Și Iisus spune, voi ați fost apropiați prin sângele lui Iisus. Aleluia. Vino înaintea lui Iisus. Ești bolnav spiritual. Vino să primești vindecare. Aleluia. Pentru că Aleluia. Vindecarea, dragii mei, spunea fratele că prin Iisus avem vindecare. Dar vindecarea vine prin eliberare. Aleluia. Atâta timp că tu nu vrei să vii la Iisus ca să fie eliberat, tu n-ai să pleci vindecat de aici. Vino aici în față înaintea lui Iisus Hristos că te așteaptă. Aleluia. Te cheamă sângele lui Iisus Aleluia. Care strigă de pe cruce pentru tine. Aleluia. Iertare, răscumpărare, eliberare, Aleluia. Ispășire, pace, ai pace cu Dumnezeu, sfințire, sfințire. Să fii pus deoparte pentru Dumnezeu. Doamne, vin aici ca să fiu pus deoparte pentru Tine, Doamne. M-am săturat că Te-am înșelat, Doamne. M-am săturat, Doamne, că am trăit și cu diavolul, și cu lumea, și cu Tine, Doamne. Nu mai vreau să pun mască pe gură. Nu mai vreau să arăt că sunt altcineva. Doamne, așa cum sunt la Tine, vin. Putere n-am, Tu fii sprijin. Mă spală sângele divin. O, mielule, eu vin. Vino că Te cheamă mielul Dumnezeu. Cine respinge pe Iisus va fi respins de Iisus. Iisus astăzi
invită și cheamă: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și vă iert de păcate și vă dau viață veșnică. Dar Biblia spune că mâine, când vom sta la judecată, Iisus nu va mai chema și nu va mai invita. Veniți, va spune, plecați blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolul și îngerilor lui. Tu alegi astăzi să-L vezi pe Iisus ca mântuitor în ziua aceea sau ca judecător. Dar Dumnezeu strigă seara aceasta, în auzul urechilor tale: îl vrei pe Iisus? Vrei credința în Iisus să te mântuiască, să te ierte de păcate, să-ți dea viață veșnică? Că cine are pe Iisus are totul. Hai să ne ridicăm în picioare. Și dacă este aici un suflet care a înțeles că credința lui în Iisus Hristos e credința care mântuiește, care te iartă de păcate, care te împacă cu Dumnezeu, care te înfiază și te face copil de Dumnezeu și îți dă viață veșnică, dacă este un suflet, ai vrea în seara asta printr-o ridicare de mână să spui: da, vreau să-L primesc pe Iisus, vreau să am viață veșnică, slăvit să fie Domnul, pentru mâna aceea Iisus te cheamă. Și știți ce spune Biblia? Biblia spune așa: când un păcătos se pocăiește, tot cerul se bucură. Te iubesc, Iisuse. Amin. Și acum cântăm o cântare pentru ceea ce am făcut. M-am hotărât ce? Să-L urmez pe Iisus. Și înapoi nu mai dau. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Înainte Iisus, în urmă-i lumea. Înainte-i crucea, în urmă-i lumea. Înainte-i cerul, în urmă-i lumea. Eu înapoi nu mai dau. Păcatul nu ne doare, dar ne doare să ne împăcăm cu Dumnezeu. Ne e rușine. Cei care ați ridicat mâinile ca să primiți iertarea lui Dumnezeu, mai ridicați odată și hai să ne rugăm cu mâna în sus către Dumnezeu. Să înălțăm mâini curate, ca Dumnezeu să ne curețe mâinile și să ne ierte în seara aceasta. Și Biblia spune, dacă mărturisim cu gura pe Iisus ca Domn și dacă credem în inima noastră că Dumnezeu l-a înviat din morți, vom fi mântuiți. Hai să ne rugăm Domnului cu gura, să mărturisim și spuneți împreună: Doamne Iisuse, îți mulțumesc că ai murit și pentru mine. Bun cu tine și Domnul este bun, este bun cu noi. Și acum în engleză, ziceți după mine: God is Domnul, oh, hai că e românești. God is so good,
God is so good. God is so good. He's so good to me. Good touch. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to you. And God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to us. Ați prins-o? Hai, voi cântați din gură, eu cânt din muzicuță. Bine? God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to us. Hotărâță, urmez pe Iisus. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Și înapoi, și înapoi eu nu voi da. Eu nu voi da. Și înapoi, și înapoi eu nu voi da. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Renunț la lume, dar nu la Iisus. Și înapoi, și înapoi eu nu voi da. Eu nu voi da. Și înapoi, și înapoi eu nu voi da. Este cineva aici care avea iertarea lui Dumnezeu, mântuirea lui Iisus Hristos gratis? Azi ți-o oferă. Iisus are putere pe pământ să te ierte. Ați vrea să primiți pe Iisus? Este cineva? Nu toată lumea. Iisus a murit pentru toată lumea, dar nu toată lumea îl primește pe Iisus. Biblia spune că noi trebuie să mărturisim cu gura pe Iisus ca Domnul vieții noastre. Și dacă chemăm numele lui Iisus, vom fi mântuiți. Și haideți, dacă vreți, să ne ridicăm în picioare înaintea lui Iisus. Pentru că dacă vine un președinte, tot ai respect față de el. Da, păi lui Dumnezeu. Hai să ne ridicăm în picioare pentru 2-3 minute. Da? Copii, acum stați puțin. Și după aceea o să discutați cu părinții. Acum e rândul lor. Ați primit și dulciuri, ați primit de toate. Stați 2 secunde. Bine? Ca să ne rugăm împreună și vom termina într-un minut. Și haideți... Fiecare, cum spunea Doamna, că fiecare ridică mâna către Dumnezeu și spune: vreau să-L primesc pe Iisus. Se poate? Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Cine mai este? Slăvit să fie Domnul! Aici, în partea dreaptă, este cineva care vrea să primească iertarea, mântuirea lui Dumnezeu. Ridică o mână către Dumnezeu. Lasă să te apuce, cum spune David, că m-a scos din fundul mocilii și din groapa pieirii. Lasă să te apuci de mână să te mântuiască în seara asta. Aici, în dreapta, este un suflet care vrea să ridice o mână primindu-L pe Iisus Hristos. Ridică mâna aceea pentru Iisus. Pentru tine o ridici. Eu nu profit nimic de la tine. Și eu am ridicat-o într-o zi când am aflat că-s păcătos și am nevoie să fiu iertat de păcate. Și Biblia spune, dacă mărturisim cu gura, acolo în dreapta unde sunt copiii, este cineva care vrea să-L primească pe Iisus. Poți să ridici o mână în sus. Vă cheamă Iisus la mântuire, la iertare. În seara asta a venit Iisus în mijlocul vostru pentru că vă iubește. Și haide împreună să ne rugăm. Rugați-vă împreună cu mine și spuneți așa: Doamne Iisuse, Doamne Iisuse, îți mulțumesc că ai murit pentru mine. M-am hotărât să urmez pe Iisus. M-am hotărât să urmez pe Iisus. Și înapoi, și înapoi, eu nu voi da, eu nu voi da.
Și dacă este aici cineva care a venit aici, să nu știi, să nu crezi că ești la întâmplare. Nu, nu, nu. Dumnezeu spune prin Domnul Iisus Hristos că El a venit să caute și să mântuiască din ce fac ce era pierdut. El a venit să te caute în seara asta. Și tu poți să te lași găsit de Dumnezeu în seara asta. Și să spui, Iisuse, îți mulțumesc că mi-ai dat încă o șansă. Îți mulțumesc că ai venit după mine. Te primesc în inima mea. Îți mulțumesc că ai murit și pentru mine. Domnul Iisus a murit pentru copii, a murit pentru tineri, a murit pentru adulți, pentru bărbați, pentru femei, pentru toată lumea. Dar așa cum v-a spus, este alegerea individuală a fiecăruia dintre voi. Cine de aici în seara aceasta vrea să schimbe destinul, să-L primească pe Iisus Hristos, să ridice o mână în sus. Ridică o mână către Dumnezeu. Copil, tânăr, femeie, bărbat. Pentru că, dragii mei, astăzi Dumnezeu ne-a trimis aici cu vestea bună, Evanghelia, să vă spunem că dacă veniți la Iisus, nu veți regreta niciodată. Veți fi cu Iisus. Dacă îl primești pe Iisus, te va primi și El. Dacă vei respinge, te va respinge și El. Astăzi, licitație pentru sufletul tău. Ori cu Iisus, ori cu diavolul. Ori cu raiul, ori cu iadul. Tu alegi. Alegerea ta. Ce te împiedică să-L primești pe Iisus? Voi vedea să mă închid, primește-mă pe brațele tale. Ai fost mereu destinul meu, Iisus e singura cale. Aleluia, strigă către tine. Dacă nu ești al lui Iisus, așa cum vedeți aici părinții aceștia, când copilul e în pericol, părintele sare și îl protejează pentru că e copilul lui. Și tu dacă nu ești al lui Iisus, Iisus nu poate să te protejeze de diavolul, pentru că ești proprietatea diavolului. Dar când ai schimbat macazul, când ți-ai dat viața lui Iisus, Iisus te protejează de păcat, te protejează de diavolul. Nu este aici niciun suflet? Dacă te-aș fi chemat în față, poate că ți-era rușine să vii în față. Dar acolo unde ești, în seara aceasta poți să-L primești pe Iisus. Să declari și tu printr-o mână ridicată, da, am înțeles că-s vinovat de moartea lui Iisus. Da, am înțeles că în seara asta poți să plec cu iertat de păcate și copil de Dumnezeu, cu credința în Iisus Hristos, care mi-a promis că mă duce în rai. Este un suflet aici, care vrea să facă bucurie cerului. În partea stângă, pe mijloc, în spate, în spate, slăvit să fie Domnul. Mai este un suflet. Astăzi Iisus cheamă. Mai este un suflet aici, dintre tineri, care vor să-L primească pe Iisus. Sunteți mântuiți toți, copii?
Iisus spune, lăsați copilași să vină la mine. Te așteaptă Iisus, chiar dacă ai vârsta mică. El vrea să te mântuiască. Ai vrea să ridici o mână către Iisus, să spui, da, vreau și eu pe Iisus în viața mea. Pentru că știți ceva, poate sunteți copii de pocăiți, dar Dumnezeu n-are nepoți. Și dacă vine Iisus în seara asta și ia pe tata și pe mama și tu nu ești a Lui, tu nu mergi. Și va fi o despărțire pentru veșnicie. Iisus vrea să vină în viața ta, îi deschizi inima. Primește-L pe Iisus astăzi. Ridică o mână către Iisus și spune, da, îl vreau pe Iisus în viața mea. Nu vreau numai mama și tata să meargă în rai, vreau și eu să merg în rai. Este aici cineva, dintre copii. Slăviți să fie Domnul.